luci per associare il design. Batteria? Dai, cazzo, dai. No, te la penso. Ha molti amici io a colla, sbaglio da... Non so. Da, molti mezzi, insomma, hanno volviti su... Che va, mi piace, ci ho proprio... C'è se va tieni buono? No, è tutta la mia. Fetele mele, io când am o acțiune sau ceva sau nu, sau de fiecare întreb, știi, chiar dacă nu e foarte important și nu, dar unde e, unde e? Să fie până și pe băiatul de la chioșc am vrut să-l duc chiar la prăjituri. Deci noi nu puteam să muncim, să facem, că eram mici sau când eram mici, mai mari făceam. Dar vreau să zic, Diana, trebuia să fim cu el, da, știi? Și acum eu mi s-o... De ce mă solicită toată lumea? Nu vă închipuiți că mi-a pus o vorbă, nu? Că Dușan încă îi... Da. Uite! No. Nu, e asta știință. Păi, asta ați făcut. Eu viață, da. Arată bine? Foarte frumos. Acum... Eu și investesc foarte mult în tot felul de... Faceți un ceai care m-a felit. Un ceai, te rog, la Diana. Aici e atunci, nu? Da, tu. La 12, bună ziua. Foarte bune. Am făcut comandă pentru băiatul al mare aici, pentru tortul miresei. Și a fost foarte fain. Și aspectos și gustos. Pe aici, la expoziție, cum se fac lucrurile? E foarte fain. Sunt multe sortimente și sunt foarte de calitate. Cam ai luat de aici. Îmi place confecteria lui doamna. Este bine organizată, este aprovizionată. Lucrează cu produse proaspete, chiar zicea soția că am făcut și comandă, da, pentru nuntă, pentru... suntem mulțumiți. Prețurile sunt ca pentru nivelul populației, așa că toate... Și expoziția de 8 martie cum e? Cum arată? De ce? Arată foarte bine. Foarte bine arată. Deci aranjamentul și felul prăjiturilor sunt diferite. E frumos, deci cel puțin la ochi pare, la gust abia după ce se mănâncă, nu? Foarte bună, am mai luat prăjituri de aici, sunt foarte bune, foarte preparate, foarte bine. Ce v-a atras atenția acum aici? Bine, bine. O prăjitură anume? Poftim? O prăjitură anume v-a atras atenția? Da, am luat întotdeauna prăjituri. Și acum de 8 martie ar fi un cadou frumos o prăjitură? Da, da. Televizor. Și astăzi. La șase? Da. No, păi zice. Unde-i Dorina? Dorina? Dacă te pierdeți un pom. Păi parcă
nu ar fi suficiente. Și voi, ce am mâncare? Ce am? Vin mai târziu pe la mine. Bun? Ce am? Lasă deschis. Fă-mă o pauză, urmă așa ocupat. Da. E ca de obicei, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, noi ne-am gândit să venim cu o surpriză dulce pentru toate doamnele și domnișoarele. Ce ați pregătit? După cum vedeți, am pregătit tot felul de nuferi, puișori, pinguini, indiene cu frișcă, colier, buzdugan, pere, cranțu, care este o prăjitură pe bază de unt foarte, foarte bună. La noi au rămas prețurile acelea și vă mulțumim că ați venit la noi și sper să savurați cu plăcere cea mai bună prăjitură. Cranț, Congo, tort din dragoste, veioze, coliere, cișmigiu. După cum știți, eu și înainte de 89 eram șef de unitate. Într-adevăr, știam să gestionez, știam toate rețetele din cap, le făceam. Îmi place foarte mult și atâta vreme cât sunt pe pământul ăsta, sper să-mi duc până la bun sfârșit sarcinile ce-mi revin. Chiar îmi place și o fac cu plăcere. Degeaba respect rețeta, dacă nu pui sufletul, din păcate, nu reușești. O vedere de asta, mai găsim prăjiturile copilăriei. Ce le mai faceți? Mai acutare? Tocmai că sunt foarte bune și numai noi știm să le facem. Așa cum facem noi bananele, puișorii, perele, suntem inegalabili, nu am concurență la astea. Toți colegii mei știu să facă prăjituri, le respect munca, îi respect pe ei, că au început să facă și mai tineri decât mine și mai în vârstă, dar ca și cum le facem noi, nu. Nu, cel puțin prăjiturile ce sunt pe bază de fondant avem, zic eu, nota 10, spun clienții, nu eu. Aceasta este o prăjitură nuferi care are un blat de ciocolată, cremă de ciocolată cu unt. Ceea ce vedeți aici este făcut la noi în laborator, numai noi știm să facem așa nuferi. Din categoria specialități face parte. Deci, ciocolata, învelișul acesta de ciocolată veritabilă, cu un conținut de cacao foarte ridicat, foarte bun, frișcă naturală, o avelină din vișine și un decor făcut la noi în laborator. Totul este făcut manual. Nu avem niciun trucoș de indiene cu o formă ovală, o cremă foarte fină de unt, nu vă spun rețeta, că este secret. Aceștia sunt un fel de piciorușe, eu știu, aripioarele care sunt din ciocolată veritabilă. Burta pinguinilor este făcută din fondant și capul și spatele din ciocolată, 100%. Prăjitura copilăriei. Prăjitura copilăriei mele, da, chiar, după cum bunoară știți, de foarte mulți ani fac cofetărie și am rămas cu toate în cap și am o experiență mai mare în domeniu și, după cum vedeți, totul a ieșit super fain.